Bună ziua, dragii mei! Încă n-am ieșit din iarnă și tocmai din acest motiv astăzi îl avem un invitat, știți dumneavoastră, un invitat cu totul și cu totul special la noi, pe care îl rugăm să ne lumineze un pic cu și despre ceea ce se întâmplă în buzunarele noastre, nu? Îl avem astăzi la noi invitat pe Radu Opaina, președintele Federației Asociațiilor de proprietari. Bine ați venit, domnul Opaina. Bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație. N-am trecut iarna, nu? Dar iarna ține până în vară. Până când terminăm ultimele facturi de... La facturi de plătit din iarnă. Domnul Opaina, locuirea în comun la blocuri are avantaje, are dezavantaje. Legăm prietenii, dar în același timp avem și elemente comune pe care trebuie să le gestionăm. Este acesta un lucru bun sau este mai rău? Nici nu putem alege că e bun sau că e rău. Pentru că atunci când am consimțit să cumpărăm un apartament într-un bloc în comun, din start ne-am înhămat la o serie întreagă de reguli în comun, pentru că așa am vrut. Deci este o stare forțată a lucrurilor, o stare de indiviziune forțată se numește. Adică avem lucruri individuale în speța apartamentul, în interiorul lui, și avem lucruri comune cu ceilalți proprietari, coproprietari numiți, în afara apartamentului, pe care trebuie să le gestionăm în comun. Că ne place, că nu ne place, am vrut-o. Și vorbind despre reguli, mie mi se pare că s-au impus niște reguli cumva într-un anume trend. A venit regula sau trendul să facem anvelopa la blocuri, am făcut anvelopa. A venit regula să punem centrale de mini de apartament, am pus centrale. A venit regula să punem repartitoare, am pus repartitoare. Aceste reguli sunt mai mult o modă sau sunt gândite de cineva care a făcut un studiu, care a făcut o cercetare și care ne spune: măi, oameni buni, care locuiți la bloc, uite, e bine să vă punem repartitoare. Da, de la regula firească până la ce se întâmplă în România este o cale lungă, e cam la extremă. Adică ceea ce ați enumerat dumneavoastră nu reprezintă normalitate. Nu e normal? Nu. Pentru că nu s-au făcut studii, cum spuneți, nu s-au identificat soluțiile corecte, nu s-au aplicat corect soluțiile de piață. Da? De fapt, au fost niște acțiuni comerciale impuse prin interese politice. De către cine sunt impuse? De către aparatul politic al localității, primării în speță, sau al statului, guvern, minister și așa mai departe. Adică băieții funcționari, nu statul ca instituție, băieții din interior, puși de unul de altul pe anumite direcții cărări comerciale, și fac treaba pentru cine? Pentru piață. Pentru cei care vor să vândă. Vă dau un exemplu, la anveloparea asta, da. După care lumea aleargă, zici că anveloparea îi dă de mâncare, că îi face factura mai mică. Da, pe așa s-a spus. Factura mai mică la căldură. Da, că îi face viața mai frumoasă. Nimic nu este adevărat. Și grasie mai mult în casă? Nimic nu este adevărat din tot asta. Factura n-a scăzut. Dimpotrivă, blocul a devenit căptușit, un mediu închis în care se strică atât clădirea pe interior în structură, cât și sănătatea oamenilor în plămâni și alte organe, da? A fost făcută împotriva naturii anveloparea. Nu s-au respectat reguli de bază. Știți că în Uniunea Europeană nu sunt interzise placările cu polistiren pe fața blocurilor. Numai în România sunt permise. Care la noi sunt... La baza lucrării. Da. Ori așa ceva este interzis. Este interzis pentru că ia foc, nu produce izolare termică, strică fațada. Deci sunt multe dezavantaje. Dar a mers la noi bine că e ușor. De lipit, de găurit pereții, ieftin materialul, scumpă factura. Da? Deci totul a ieșit așa, un fel de... Și după ce românul vede că e colorat nou, se simte... E fericit.
Păi, fraților, culoarea asta nouă acum, peste 10 ani, o să arate mai rău decât alea neanvelopate. Mult mai rău. Și dacă mai punem la socoteară și geamurile, că a fost o nebunie cu termopanele. Geamurile la fel. Păi, termopanele care au fost puse sunt de cea mai proastă calitate posibilă. De ce? Ca să coste puțin la achiziție, dar să coste foarte mult pe factura de decontare de la primărie. Din punctul meu de vedere, s-a stricat clădirea. Nu vă mai spun că aceste clădiri au fost perforate, găurite cu mii de găuri pentru a prinde acele plăci de polistiren. Prin găurire, știți ce s-a stricat? Stratul de izolație termică al clădirii, așa cum a fost ea construită. Pentru care echipurile în momentul acesta s-au făcut niște... Deci s-a stricat, de fapt, o izolație termică. Și aparent s-a pus polistiren care sufocă în năbușe interiorul. Sursa de căldură e aceeași. Nu s-a modificat cu nimic. Acolo trebuia să se intervină prima și prima dată în schimbarea radicală a vieții unei clădiri. La sursa de căldură. Să o faci eficientă, să o faci performantă. Da? Nu. Și aici au venit cu repartitori la astea care au stricat toată logica și toate bunele lucruri normale. Da? Păi și atunci, doamna Paina, pentru că dumneavoastră sunteți un... Cunoscător. Și cunoscător. Eu preiau mesajul dumneavoastră, al domnișoarei, da, al tuturor, le gândesc, le verific. Și le transmiteți mai departe. Și le transmit mai departe. Unde le transmiteți? Prin mijlocul dumneavoastră, întregii societăți. Să atragă atenția. Da? Să le spun adevărul. Să vadă... Știți că în ziua de azi, când vorbim noi acum, peste 60% din proprietarii de apartamente din România plătesc mai mult decât firesc. De ce? Și nu știu asta. De ce? Și nu vor să afle asta și nu vor să acționeze. Pentru că unii îi înșală. La cântar. La... Adică, ca la piață, mă duc, iau 2 kg de cartofi și vânzătorul, în loc să-mi pună 2 kg de cartofi, îmi pune 1 kg în pungă. Și mi-l dă la preț de 2 kg. Mă duc acasă și constat că am 1 kg. Proprietarul nu vrea să constate că de fapt plătește căldură de 300 de lei la 600 de lei. Dar el constată că își vede buzunarul, își vede portofelul. Nu constată. Foarte puțini au constatat și au luat măsuri. Asta se vede în ce se întâmplă. Cei care au constatat au luat măsuri. Sunt peste 80% care au renunțat la repartitoare. Din foștii abonați ai lor, acum 10-15 ani. De ce? Pentru că au constatat ce v-am spus eu acum. Că plăteau mai mult decât înainte când nu aveau repartitoare. Și atunci au renunțat. Dar mai sunt încă zeci de mii de oameni care plătesc cu ochii închiși și nu știu cât plătesc. Și ce plătesc și de ce plătesc atâta. Păi, și dacă vine un control și zice unde e repartitorul? Care control? Unde e repartitorul? Care control? Cine, legea este foarte și simplă și complicată în același timp. Pe atunci să le spunem oamenilor, da? Doamne, e voie cu repartitor sau nu e voie cu repartitor? Nu e voie absolut deloc. Deci, dacă am citit legea ca coadă, la detalii, virgulă și toate cele, am ajuns la concluzia că nu este obligatoriu și nu se impune repartitorul. Vă dați seama că suntem urmăriți de mii de oameni și atunci ne vor întreba, există un paragraf sau există ceva care ne spune acest lucru? Și vă spun simplu, ca să o luăm pe scurtătură. Da. Legea impune obligativitatea realizării echilibrării hidraulice a instalației. Înainte de a interveni cu repartitoare, contoare și așa mai departe. Niciun bloc din România care are repartitoare nu are această echilibrare hidraulică. Impusă ca obligație prin lege. Deci, e legală funcționarea în blocul ăla a repartitorului? Nu este legală. Dacă nu... Că nu respectă legea. E și de cauzalitate, dacă... Da. Legea spune, în condițiile în care este obligatoriu să faci asta. Cine ar trebui să facă acest? Nu spune legea. Ori proprietarul, ori furnizorul, ori asociația, ori prestatorul. Dar legea nu spune.
Și atunci, rolul dumneavoastră al asociației de proprietari. Și eu mă gândesc la administrator, nu? Mai concret și mai aplicat. Care este în acest caz? Să cunoaștem legea. Ok. Și să o transmitem corect proprietarului. În ce scop? De a-l proteja. De autodistrugere. Ce înseamnă autodistrugere? Plata unor sume colosale față de normal, starea sănătății lui pentru că repartitorul afectează grav starea sănătății și siguranța clădirii. Pentru că repartitorul afectează grav și siguranța clădirii. Pentru că fenomenul general care se manifestă în blocurile cu repartitori e următorul. E o minoritate care impune și dictează reguli majorității. Adică acea minoritate închide caloriferele. Că așa a considerat de cuvință să facă ca să obțină, să nu mai plătească căldură. Dar în același timp are căldură ca să supraviețuiască. Folosind gazul de la cuptor, de la aragaz. Se duce în bucătărie, dă drumul la aragaz, dar gazul ăla se duce în contorul întregului bloc. Adică gazele se duc în plata către toți ceilalți locuitori din bloc. Nu plătește el că a consumat-o el pentru încălzirea lui. Duce la comun. Și asta este o metodă de a fura. De a fura, exact. Unii fură de la ceilalți. Unii plătesc puțin, dar supraviețuiesc prin plata pe care o fac ceilalți. De li se dublează factura lor de căldură. Da? Și atunci a apărut și există acest fenomen. Că ne întrebăm cu toții de ce sistemul rezistă într-o măsură mică, să zicem, de 15-20%, da? Pentru că sunt câțiva dintre cei din blocuri care profită de această... Acum, ilegal. Adică și consumă din buzunarul celorlalți, dar și expun blocul la un pericol. Pericol. Pentru că acele gaze sunt un pericol. Cuptorul nu e folosit pentru încălzire. S-au întâmplat incendii și explozii în blocurile unde s-au folosit aragazul pentru așa ceva. Folosire la perioadă mai lungă și se poate... Sau curent, fură curent electric, energie electrică, la fel. Sistemul nu suportă încălzire cu energie electrică și atunci branșamentul ia foc. Nu? Ei, acum dacă am vorbit de furturi și la noi, la români, se practică. Aceste repartitoare pot fi șuntate, pot fi, pentru că mă gândesc că... Da, bineînțeles, este o metodă simplă. Se demontează, se pune la rece și... Mai ales că acum metoda e de citire la distanță. Da. Nu mai vine nimeni în fiecare lună în apartament să vadă integritatea pe calorifer, să vadă că e tot ok. Nu. Deci ne facem că facem niște lucruri, nu? Exact. Adică un repartitor asta este un mijloc de a învăța omul să fure. Statul trebuie să oferă soluții și să aplice soluții care să învețe omul să fie cinstit. Mai ales cu vecinul lui. Mai ales în comunitatea din blocul ăla, pentru că a ne fura între noi unii pe alții înseamnă a ne distruge în timp. Da? Alt aspect... Cei care se încălzesc improvizat cu aragazul sau cu energie electrică fac igrasie, condens mucegai. Apartamentele alea arată groaznic. Alea sunt costuri care vor apărea într-un moment al vieții lor de la bloc, care îi va pune la pământ. Dacă vor să-și mai refacă clădirea sau să-și mai repare clădirea pentru că a fost distrusă de acele repartitoare. Da? Deci sunt fenomene care vă spun, eu mă îngrozesc, uitându-mă la ele, văzând oamenii pasivi cum stau și tolerează autodistrugerea, pentru că este o autodistrugere în timp, da? Și statul pur și simplu încurajează hoțul. Păi nu e statul cel care controlează ca lucrurile să meargă foarte bine? Teoretic, da. Teoretic, da. Dacă citim legea, da. Dar practic este exact invers. Și atunci ce-i de făcut? Revin la asociație, revin la administrație, care mă gândesc că ar avea posibilitatea să reacționeze cumva la tot ce se întâmplă. Asociația de proprietari are o posibilitate enormă de a reacționa, de a interzice repartitoarele. Legal poate face acest lucru? Categoric, da. Pentru că asociația de proprietari, dacă citim legea, are rolul
principal să protejeze clădirea și interesele proprietarilor. Văzând că repartitorul ăsta intră în bloc și creează probleme pe care am discutat anterior, da? Ei au dreptul, mai ales obligația, să ia măsură de a le stopa. Fenomenul este măsură preventivă clară. Dom'le, pentru a mă proteja pe mine și pe vecini și clădirea și proprietatea și tot ce ține de bunul mers al vieții noastre cu căldura și cu pereții și cu tot, interzicem. Și la revedere! S-a terminat! Ce înseamnă interzicere? Că poate lua interzicem hotărârea... proprietarilor, interzicem proprietarilor. Asociația poate interzice, da, proprietarilor? Da, să nu pună repartitoare. În baza unei legi sau... În baza legilor de funcționare ale asociației și ale statului român. Și dacă, să zicem, nu știu, statul vine și vă dă în judecată. Asociere. Pentru ce? Pentru că ați interzis repartitoarele. Dar avem lege. Eu sunt avocatul diavolului. Deci legea, dacă luăm legea și vă scot 10 articole care spun exact ce v-am spus eu acum, nu spune are dreptul să interzică repartitoarele, dar... Acolo legea nu spune punctual ce trebuie să faci. Legea spune ce măsuri poți să iei și în ce scop. Ați avut cazuri asemănătoare? Sau de da. Sunt asociații care au luat măsura interzicerii. Și asta a terminat. Plus că legea nu se referă, atenție, legea asta cu repartitoare, nu se referă la asociația de proprietari. Ea a neglijat-o și n-a luat-o în seamă ca asociație și ca comunitate, ca elemente în comun. Da? S-a adresat proprietarului. Să-și pună sau să nu-și pună contoare individuale sau să-și pună sau să nu-și pună repartitoare. Da? Adică este o nerecunoaștere a asociațiilor? Neimplicare pe problema asta. Dar asociația vine pe partea ailaltă și spune, ia, vedeți-vă voi de treabă că noi interzicem. Pentru că stricați. Deci noi suntem oameni normali, sănătoși, serioși. Și vrem să aplicăm legea ca să ne protejăm proprietatea. Nu vrem să vă lăsăm vouă celor care vreți să stați în frig și să vă încălziți improvizat, să ne expuneți la riscuri și la explozii și să ne puneți în pericol viața și integritatea clădirii. Vi se pare că vorbesc poezii? Nu. Și vă spun că așa spune legea, cum vă spun eu acum. În astfel de condiții, într-un bloc, într-o asociație, vom avea pro și contra. Da, dar toți au un interes comun, cum a spus dumneavoastră, cum ați început dumneavoastră, au un interes comun. Care e interesul comun? Clădirea să fie sănătoasă, corect? Să fie protejată, sigură și să trăim liniștiți. Nu ăsta e dezideratul nostru ca asociație? Așa e și la nivel național. Păi da, acum suntem în bloc. Acum suntem acasă. Dumneavoastră la casa dumneavoastră, nu astea aplicați în fiecare zi? Încerc. Să fiți sigură, să nu luați foc, să nu curgă apa, să nu inundați vecinul, deci sunt lucruri în comun pe care trebuie să le respectăm ca să trăim liniștiți. Paradoxal, lucrurile acestea se pot întâmpla, pentru că așa cum spuneați, trebuie să mă interesez de bunul mers al casei mele într-un fel. Și paradoxal, ai impresia că toate aceste măsuri vin în ajutorul cetățeanului, a omului. Nu știu, acel care sesizează fumul, nu? E altă... Senzorul de fum, de gaze. Toate astea sunt menite să ne ajute, nu? Să ne protejeze. Da. Nu, de asta au fost inventate? Ca și repartitorul. Știți pentru ce a fost? Stai că vreau să intrăm puțin în subiect. Vă rog. Repartitorul ăsta, știți de ce a fost inventat? De ce? Pentru reglajul confortului. De doi danezi, frați, care în 1920, acum 100 de ani, unul dintre ei avea afecțiuni cu inima. Celălalt era inginer și a zis că e prea mare căldură în casă. Aveau 24-25 de grade în casă și a zis că îl afectează pe fratele lui. Și el, inginer fiind, s-a gândit, i-a mers capul, să facă un dispozitiv prin care să scadă temperatura la o temperatură acceptabilă pentru el de minim 18 grade, da, pentru fratele lui, și să producă și o economie la facturica de căldură. Pentru asta a fost inventat repartitorul. Așa se și numește, repartitor de costuri, nu se numește contor de energie termică. Da?
au inventat acest repartitor în condițiile astea de reglaj al confortului. Confort înseamnă 18 grade în casă, minim, 24-25, maxim. Și dacă citiți și legislația României, și legea spune, legea chiar este mai strictă, 20 de grade spune legea în România că trebuie să asiguri în casă, ca să ai sănătatea oamenilor asigurată și siguranța clădirilor. Da? A, te juca în pragul ăsta între 18 și 24 este ok. Și dacă și instalația e pusă la punct, cu echilibrare și cu tot ce trebuie, repartitorul de costuri își face treaba. Este justificat. Da. Și atunci există o economie. Dar economie înseamnă, în România s-au stricat niște cuvinte, confort, economie. Economie înseamnă, ce înseamnă economie? Ca din 300 de lei, 20, 30 de lei, 40 de lei se face economie, nu? Da. E ca la salariu. Dintr-un salariu de 5.000 de lei pun și eu deoparte 500 de lei luna asta. Se numește economie. Nu se numește închiderea caloriferului. Adică de la 300 de lei, 15 lei. Aia nu mai este economie. Aia este subzistență, aia este supraviețuire, dar în condiții improprii, pentru că tu nu stai în frigul de afară, practic închizând caloriferele, să ai frigul de afară în casă, pentru că tu te încălzești cu alte mijloace improvizate și nelegale, da? Și s-a stricat jucăria, repartitorul de costuri nu mai face treaba lui pentru care a fost inventată. De fapt, aici intervine prețul la energie, prețul la gaze, nu? Pentru că oamenii de ce sunt tentați să închidă caloriferul? Păi da, acolo trebuie să intervină statul și să regleze piața de energie și să-mi dea soluții eficiente. Și alt cuvânt care s-a stricat în România, eficiență energetică. La nivelul lunii februarie, care au fost calculele cele mai grave la energie electrică sau la gaze? Unde ne costă cel mai mult? Păi nu, cel mai scump, în condiții normale, atenție, nu în condiții de închidere, da. Și cel mai scump este energia termică de la stat. Cea mai scumpă, indiferent de oraș. După aia vine energia electrică, dacă te încălzești cu energie electrică. După aia vine gazul, pe ultimul loc. Așa cum se poate vedea extrem de clar din discuțiile noastre ale oamenilor de rând, vedem foarte mari diferențe între facturile sau ceea ce trebuie să plătim noi, diferențe foarte mari dintre o scară și alta, dintre un bloc și altul, dintre o localitate și alta. Care este logica aceasta? Unde se întâmplă? Într-un oraș. Așa. Într-un oraș, diferența între două scări sau două blocuri constă în existența repartitoarelor. Am făcut studiul ăsta pe câteva blocuri din sectoare diferite, pe puncte termice diferite, pe furnizori de servicii de astea diferite. Cei care au repartitoare într-un bloc, 60% dintre proprietari plătesc mai mult decât cei din blocul fără repartitoare și care au căldură non-stop, la discreție, fără să umble la calorifere, fără să facă nimic. Aici apare diferența. La factura de căldură. Și populația aici trebuie să se uite când discută între ei la servici sau unde se întâlnesc. Dom'le, cât ai plătit la căldură? Păi eu atâta, tu cât ai plătit? Păi eu atâta, păi tu de ce ai plătit așa puțin? Păi așa mi-a venit. Tu de ce ai plătit așa mult? Păi așa mi-a venit. Dar de ce a venit așa? Și ăla spune, păi eu am repartitoare. Ăsta spune, eu n-am repartitoare. Și aia e și de adevărul la suprafață. Aici se face diferența. Între orașe, diferența e la prețul energiei termice pe care îl aplică furnizorul din orașul respectiv. Care diferă. În medie, 300-400 de lei de gigacalorie. Asta trebuie să o vadă fiecare pe factura lui la bloc. Mai era o discuție și asta am auzit-o chiar de la niște prieteni de-ai mei, vorbind despre căldură și despre apa caldă. Că se plătește în mod diferit și că se plătesc niște pierderi. Și aici e o discuție și mulți au luat cuvântul ăsta pierderi iarăși și l-au transformat în tot felul de explicații și para-explicații și para... Că lucrurile sunt mai simple, nu? Da, sunt banale.
Și s-au dus, s-au băgat și în politică cu ele și le-au vărtit și le-au sucit și le-au... Haideți, fraților, să ne înțelegem următorul lucru. Dom'le, când am la baza blocului un contor, da, un contor, în baza căruia se facturează serviciul respectiv, că e apă rece, că e apă caldă, că e căldură, nu contează, da? E un contor care îmi dă o dimensiune a valorii. În interiorul clădirii, când începem să împărțim factura, prima parte se duce către apartamente, către individual. Pe contorul fiecăruia, cum ar veni, da? La apă rece, apă caldă. La căldură, contoare individuale sunt prea puține în România, dar ar trebui să fie mai multe și atunci se vede mai exact realitatea. Repartorul e un contor. Nu intră în calcul la discuția asta. Deci, unde avem contoare, mergem pe contoare, citim contoarele, punem facturat, alocat individual. Când facem diferența dintre factura blocului și a apartamentelor, da, rezultă o diferență. Diferența aia poate să fie luna asta plus, luna următoare minus. Și aia e la comun, pentru că este neidentificată. Apare din vreo 8 motive diferența asta. Necitirea în același timp a contoarelor de la baza blocului cu cele din apartamente. Da? Diferența de clasă de precizie. Unul are cel din subsol, altă clasă mai bună, cele din apartamente mai proastă. Apar erori. Da? În era digitalizării, vorbim despre digitalizare, nu, vorbim nu, despre nu, n-are, n-are, n-are modernă, legătură. Nu, nu, despre că se tot n-are. Înlocuiesc contoarele de... Nu, nu are legătură, că contorul întâi este mecanic. După aia este artificial intelligence. Da. Da? Adică întâi se învârte ceva și măsoară ceva și după aia transmite electronic și digital. Da. He, și apar tot felul de erori, care luna asta, repet, sunt plus sau minus. Într-o marjă de 5, 7, 8, 10% maxim. Insesizabile. Astea în condiții normale. În condiții anormale mai avem și niște vecini de-ai noștri, câțiva dintre ei, cam hoți de meserie. Așa cum fură de la căldură, fură și de la apă rece, fură și de la apă caldă, prin ocolirea contorului. Da? E, aici nu avem ce să facem în prima lună. Constatăm dacă diferența e mare și căutăm cauza. Da? Deci diferențele astea sunt inerente la bloc, la comun-comun. Nu poate să fie tanda pe manda. Rar. Ce intră în bloc și ce în fiecare apartament, să dea exact. Sau poate să fie o avarie într-un moment. Sau pică pe undeva. Vă dați seama, într-un bloc sunt 15, 20, 30 de țevi, de trasee. De... Oriunde poate să pice apă, să curgă apă și acolo aia înseamnă diferență. Da? Să nu ce pierderi în general. Dar nu e nicio problemă asta. Din punctul meu de vedere, la asociațiile care funcționează normal, nu este nicio problemă. Asociațiile care funcționează normal. Pentru că oamenii trebuie să știe, să încercăm să informăm noi. Asociația întotdeauna trebuie să ia măsuri, trebuie să îi coordoneze, să îi ajute cumva pe locatari. Probabil oamenii pleacă dimineața, vin seara, copiii nu au timp. Care este rolul administratorul asociației? Că de fapt asociația este condusă de administrator și de... Nu, e condusă de un președinte. De un președinte. Acel, care... acel om obligatoriu este o obligație firească, trebuie să fie serios. Ales democratic. Dom'le, să fie serios în primul rând. După aia cum îl alegem, mai asta e altă. Și știutor, nu? Nu știutor, serios. Adică serios ce înseamnă? Să nu pui, să nu te duci după minciună, să nu te duci după șpagă, să nu te duci după interesul unuia împotriva celuilalt, să n-asculți vocea străzii și a vecinilor, să te duci să te informezi la specialiști, da? Să citești și tu legea ca să vezi despre ce e vorba, să înțelegi că stai într-un bloc și tu în comun cu ceilalți, da? Și să tratezi serios blocul și vecinii și proprietarii, da? Adică să-ți faci treaba într-un cuvânt. Da? După aia intervine administratorul care este angajatul, da? Și aceștia doi și încă doi, trei, dacă vor să implice
împreună, pe lângă președinte, au obligația să gestioneze clădirea. Asta e scopul lor, să gestioneze clădirea aia și să informeze proprietarii și să ia măsuri preventive, mai ales, să nu li se întâmple cine știe ce nenorociri, da? Ca totul să meargă liniștit, frumos, ordonat, bine și fără probleme. Și sunt condiții, slavă Domnului, să fie așa. Chiar dacă în societatea românească sunt atacuri zilnice, atacuri și atacuri comerciale, mincinoase, de șpagă, de interese oculte, de tot felul de tâmpenii, da? Dar ei trebuie să rămână integri. Asta e ca o meserie sau ca o funcție? Nu, e ca o meserie. Ca o meserie? Ca o meserie, da. E meseria de om serios într-un bloc în comun. Da? Știți că se făceau glume că ești președintele de bloc. Da, mie, da. Mi se pare că este mult mai... Eu cred că președintele de bloc, și sunt vreo 10.000 în București, și sunt vreo 30.000 în toată țara, ar trebui ca politicienii să se uite în primul rând la ei și la problemele proprietarilor și atunci să vedeți cum se va rezolva țara în toate problemele ei. Dar până în prezent, timp de 34 de ani, proprietarul, proprietatea, președintele de asociație, asociația, eu, dumneavoastră, cei care vreți să mai dezbatem treaba, suntem văzuți ca niște cenușerese de alea care ce mai vor și ăștia. Ne deranjează și ăștia. Ia bagă-le pumnul în gură. Ia nu-i lăsa să vorbească. Ia dezinformează-i. Ia minte-i. Ia umflă-le factura de încolo că-s bun de plată. Nu vedeți că nu fac nimic? Asta e starea generală a României. Ce poate face o asociație, un președinte, atunci când vede că sunt facturile încărcate, să zicem? Să o verifice. Bun. Să afle realitatea prețului și a consumului. Prețul e pe factură, îl verifică în piață și a consumului îl vede pe contor. Verifică, e ok factura, asta este. Mai departe, prețul și ce se întâmplă e altă prag următor, în relația cu statul, da? Sau cu furnizorul. Și aici, asociația, federația, au un cuvânt de spus? Păi avem cuvânt de spus. Avem putere. Sunt și urechi care să asculte? Avem putere să le dăm soluții. Puteți să ne dați un exemplu de soluție pe care o ați oferit-o guvernului, să zicem? Foi. Reducerea prețurilor la gaze, energie electrică, energie termică, cu 50% cel puțin. Mai spuneți o dată. Vă rog, e frumos. Reducerea prețurilor la gaze, energie electrică, energie termică, cu 50% cel puțin. Cum ar putea fi posibil? Pentru că au izbucnit prețurile. Simplu. Dacă ești un prim-ministru serios, ca și președintele de asociație, tot serios, și te pricepi cât de cât la economie, da, te duci și întrebi ăla de la producere, de la gaze. Avem producție în România, de gaze, din câte știu eu, nu? Da. La toate. Și la gaze, și la energie electrică, și la energie de termică. Asigurat de stocuri, de tot în iarna. Noi avem de toate, da? Chiamă-i pe cei care produc energie electrică, gaze. Păi, cât e prețul tău la vânzare? La poarta fabricii acolo. Cu cât vindeți voi energia electrică, cu cât vindeți voi gazele naturale, cu cât vindeți voi energia termică? Cu documente, nu pe vorbe, ca să răspundă la, că la vine cu un document de la producție, de la comercial, de la economic, da? El aș pune pilea în saramură, că dacă vine... Justificate, documente... Și o să rămână mască domnul prim-ministru când o să vadă cât e prețul la producție. După aia îl întreabă pe unul care e de priceput, care se pricepe la asta, la distribuție, la furnizare, la... Cât mai punem și la producție ca să meargă furnizarea și distribuția în așa fel încât cetățeanul, proprietarul, clientul să nu sufere de lipsa apei, de lipsa gazului, de lipsa curentului? Păi, dacă acolo e atâta, maxim dublu, maxim încă o dată, să zicem, da? Cu toate că la producere sunt consumurile cele mai mari, nu? Și de resurse, și de materiale. Da, dar rețeaua e învechită, ca așa spunem. Rețeaua okay. determinată. Ok, uite, acceptăm prețul, acceptăm prețul dublu. Față de producție, la transport și distribuție, până la cetățean, da? Și s-a terminat. Când trage linia și vede prețurile, este cel puțin 50% mai mic decât azi. Dar îi apare o problemă lui ca prim-ministru.
ce face că a raportat în bugetul anului 2024 venituri în bugetul statului de nu știu câte sute de milioane, miliarde de euro din asta. Din diferența aia, de la jumătate de preț la preț întreg. Și va trebui să reducă cheltuielile aparatului de stat. Abia atunci se va reduce cheltuiala aparatului de stat. Când economia românească va lucra pe cifre reale. Ca la piață. Cât costă mărul, atâta se vinde. Nu cât costă mărul, punem la el prețul politic. E, că se întâmplă și la piață. Că la poarta țăranului sau a fermei găsim un preț, iar în piață... Eu mă refer la piața, da. Nu piața agroalimentară, piața... Da, piață. Piața noastră cam așa se dezvoltă în România. Păi, cam așa în mai multe domenii. În toate domeniile așa. Asta... În toate, la unele e chiar de 10 ori mai mare prețul. Alea cu achizițiile, cu contractele cu statul. Păi dacă ar lua cineva contractele cu statul, altă direcție de analiză și acțiune, ia lasă noi contractele cu statul, să vedem. Uite, avem aici un contract de achiziții pe hârtie de Xerox, nu? Pixuri consumabile, cât costă? Ia să vedem. Și le luăm la vrând. Cât costă aici? Păi pixul 5 lei, hârtia 100 de lei. Ia vină cu prețuri din piață. Cât e pixul? Un leu. O fi cât... la repartitoare? Acolo e de 10 ori mai mare. Cât costă un repartitor? Păi aici afacerea are mai multe componente. Inițială prin vânzarea repartitorului și robinetului care l-ai inutil degeaba, da? Care costă undeva la 200-300 de euro medie pe apartament, da? Și plus după aia lună de lună de la fiecare câte 3-5 euro, cam așa. De la fiecare proprietar pentru maxim nimic. Adică vreau să vă zic că firma aia de repartitoare ia mai mulți bani de la proprietari decât ăia care își fac treaba la bloc acolo. Femeia de servici, administratorul, președintele, care zi de zi, lună de lună, stau acolo și fac să mențină nava aia în echilibru, în plutire. Da? Dar prețul e preț. De ce? Păi, dar nu vedeți câtă influență și câte direcții de corupție au avut bani să le întrețină? Și atunci rolul ANRE-ului, că aici ne lovim mereu de ei. Care este? Paza, lupul pus la oi. Apără, păi știți că m-au vrut să mă corupă și pe mine? Am auzit, e adevărat? Da. Aveți un preț? Pentru că o corupție înseamnă un preț. Eu nu fac parte din... structurile astea. Eu am o altă structură. Eu când m-am apucat de treaba asta, m-am apucat în nemulțumire. Exact ce există acum la 80% din populație. Și da? Știați, ați lucrat puțin în sistemul acesta. Știați nu, niște nu, lucruri? Eu l-am inventat. Și atunci care vă e prețul? Ce au vrut să vă... Dumnezeu, eu am vrut, mi-au propus doi indivizi de la firmele astea funcție de director la ANRE. N-aveți nevoie de consilier pe imagine video. Da, știți de ce? De ce? Ca să fac eu acolo ce trebuie pentru ei. Nu, băi. Vă dați seama că ce putere au prin puterea banilor să pună director cum vor ei, pe cine vor ei, unde vor ei, ca să le scrie. Păi legea aia de care discutăm noi și toate instrucțiunile, normele și prostiile făcute de ei în 15 ani, în ultimii 15 ani, de cine credeți că sunt făcute? De juriști, de specialiști în drept, în parlament, în... Nu, le fac ei și le pun la... Le dau pe filieră la instituții să le aprobe. Dar ei le fac textele alea. Că mai scapă câte unul care nu-i șpăguit, care are el acolo puterea să mai bage un cuvânt, o frază, mai scapă câte unul, așa, bă, traseu. Dar la dezbaterea publică a legilor acestea, care ne vizează pe fiecare în parte și pe toți la așa? Un loc, luați parte? Nu. Nu vă... Nu. Dar... Păi ne cheamă. Online. Și nu numai că nu ne cheamă. Acolo nota de fundamentare
pun cu minciună grosolană că au fost consultate structurile. Deci n-ați fost niciodată consultat. Din 2007, atenție ce vă spun, din 2007 până în prezent, nimeni în țara românească nu ne-a mai consultat, nu ne-a mai întrebat ce probleme, ce dureri, ce vreți. Chiar dacă vă povestesc ceva, o să fie de râsul curcilor. În anii 2015-2016, pe fondul agravării sistemului, acum e praf făcut, dar atunci era în faza, puteai să mai intervii preventiv. Mă refer la asociațiile de proprietari. Am făcut adrese către ministerele de resort, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul ăsta de Finanțe, să stabilim o discuție, să începem să schimbăm ceva, pentru că sistemul a început să scârție. Le-am propus, le-am... Da? Pregătisem proiecte, pregătisem idei, pregătisem măsuri să prevenim dezastrul care e acum, da? Răspunsurile fiecăruia. Dacă aveți ceva de... Trimite-ne... Un mail. Mail, scris. Zic, băi, ăștia nu sunt sănătoși la cap. Ei cred că n-am avut ce face eu în ziua aia și le-am trimis lor câteva așa să le trag atenția că situația e gravă și că trebuie să facem naibii ceva, da? Zic, bă, mă duc la ultimul, care e ultimul bastion din România la care te poți adresa? Președintele țării, nu? Îi scriu domnului președinte Iohannis, că e ultimul care mai e. Dom'le, este gravă situația cu termoficarea, cu clădirile care stau să cadă. Le-am expus o serie întreagă de necazuri și de dureri și de probleme care se pot întâmpla la evenimente majore grave. Și acum și mâine și oricând, da? Să avem loc o discuție, o dezbatere cu toți cei din România dorni să rezolve. Și ce mi-a răspuns, domnule, nu vine să cred. Adresați-vă ministerului. A dat o decizie. Da. Adresați-vă ministerului de resort. E ca și cum, domnule, treceam pe stradă pe lângă Cotroceni pe acolo și zic, băi, uite bă, aici o ușă deschisă, ia să arunc și o hârtie. A, știți, cam așa m-a tratat. Dacă în momentul deci vă dați seama ce doamne, nu-ți vine, deci nu, într-o țară o europeană. Deci eu și acum, în 2015 s-a întâmplat, în 2016, și acum sunt șocat. Auzi, mă trimite înapoi de unde am venit. Eu am fost pe lăia, le-am cerut și le-am și m-a trimis la plimbare. Mă duc la la ultima instanță să așa și mă trimite înapoi la aici, că să mă adresez lor. Doamne Dumnezeu, ceva... Și atunci ce-i de făcut în perioada următoare? Să învățăm, să ascultăm meseriașul, specialistul, nu politicianul, nu primarul, nu găinarul, nu coruptul și așa mai departe, da? Să ne căutăm omul pe care să ne bazăm cu informația și cu măsura și să aplicăm ce zice ăla. Ați înțeles? Pentru că proprietatea este privată, e a ta și dacă tu n-ai grijă de ea, nu vine nimeni. Vin să-ți o distrugă. Vin să-ți ia banii pe care îi ai, să-ți umfle facturile, să-ți strice clădirea, să vă învrăjbească cum s-a întâmplat, să vă înrăiască, să vă dezinformeze, asta se întâmplă. Deci tu ca proprietar trebuie să înțelegi o dată pentru totdeauna că ești proprietar și trebuie, bă, hai să ne adunăm puțin că pierdem ce avem. Și vremurile vin foarte grele de acum încolo. Până acum a fost așa o amețeală, a rotat pisica, da, dar vin vremuri cumplite la capitolul ăsta, da? Sunt și blocuri foarte vechi. Și domnule ferește, să nu mai vină și evenimente naturale. Da. Da? Sau să se întâmple cum s-a întâmplat. S-a întâmplat în Spania cu alea două blocuri, la noi se poate întâmpla în orice clipă, în orice moment, în orice zi. Da? Adică sunt fenomene care stau... Românii practic stau pe niște mine, pe niște bombe în blocuri, da? Care oricând pot crea o problemă. Știți că se poate trezi într-o zi România un bloc să se încline fără nimic, fără mișcare... fără cutremur, fără... Deci, se încline. De ce? Odată, pentru că toate inundațiile alea din subsolurile, din pământ, ale furnizorilor, Abanova, Radet și așa mai departe, au tasat pământul. Și ce... Mai e și pânza freatică foarte sus la București. Clădirea e clădirea, da.
A doua, structura de rezistență e afectată foarte grav. Sunt foarte multe blocuri în care s-a spart structura de rezistență. S-a intervenit ilegal, abuziv și criminal în apartamente, mai ales parter, unde au făcut accesul ăla din stradă pentru magazine, frizerii și așa mai departe, da? Sau acolo unde e multă igrasie, condezi mucegai. Toată umezeala aia și toată negreala aia din pereți se duce în structură. Ca apa aia nu se usucă așa, aia stă acolo și vara și iarna. Să apară din ce în ce mai mult în urma geamurilor și da? Restelor și ambelor. Și alea stau, umiditatea stă în fierul ăla din beton. Fierul la apă este cel mai coroziv, este cel mai slab material posibil. Fierul la acțiunea apei. Ăla să face, să ruginește, să macină. Da. Și la strică, e ca un corp al omului. I s-a stricat o articulație. Și atunci, oricând. Și dacă proprietarul nu ia o măsură acum ca să-și prevină, ce fac ei în momentul în care se va întâmpla un... Se duc la primărie să ceară ajutoare, nu? Păi de unde să mai dea primăria ajutoare? Sau ce politician o să mai aibă bani să bage bani în... De fapt, ceea ce... De fapt, ei au distrus cu primarul blocurile și acum se duc... Dar într-o fel e bine că se duc tot la primar, că primarul i-a distrus blocul. Dar e cu banii tuturor. Aici e problema. Dar e cu banii celorlalți. Deci vreau să ne atrageți atenția că proprietatea este foarte importantă și că trebuie să avem noi grijă de ea, pentru că statul nu vine să ne ajute. Este doar un articol în Constituție, că statul apără proprietatea. Dar, dimpotrivă, în realitate, o ajută să distrugă. Doamna Paina, eu vă mulțumesc foarte mult și cu siguranță veți mai fi invitatul nostru, pentru că trebuie să dăm informația oamenilor și oamenii să ia în calcul tot ceea ce le spun specialiștii, cei care știu despre ce este vorba. Sunt foarte multe, să știți probleme. Ne-am discutat acum două sau trei. Da. Păi de asta eu spun că veți fi invitatul nostru. Sunt foarte, foarte multe. Oriunde te-ai duce, orice direcție ai lua, sunt probleme. Pentru că lucrurile au luat o razna. Nu se mai uită nimeni după muncă și seriozitate și să fii corect. Lăsați că se rezolvă anul acesta, că avem alegeri și alegem pe cine, pe cei mai buni dintre cei buni. Zic. Mulțumesc foarte mult, dragii mei. Vă mulțumesc și vouă și bineînțeles că vă așteptăm la o altă emisiune cu domnul Paina, care ne va spune tot ceea ce ține de proprietate și de traiul în comun. Pentru că mai toți trăim la bloc sau chiar e valabil și pentru cei care trăiesc la case. Dragii mei, rămâneți cu ochii pe Dialogurile Puterii, pentru că aici aveți informația. O zi bună!